Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere. Scrie, de fapt, în titlu despre ce e vorba, dar înainte de a începe etalarea vreau să... Ah, ce frumos am seninat! Vreau să vă mulțumesc că vă alăturați continuu acestui canal și că îl susțineți cu comentarii frumoase și vă rog din suflet să vă susțineți reciproc, pentru că eu nu am tot timpul răga să vă răspund tuturor. Ah, ce aș vrea să vă mai spun, deși îmi doresc, sincer, îmi doresc să vizionați cât mai des acest canal, ca să crească, ca să vă înțelegeți anumite situații din viață. La fel de sincer, vă doresc să aveți grijă cu tarotul, să nu faceți o obsesie pentru tarot, deși sunt în acest moment reprezentantă am acest canal care funcționează pe tarot, vă transmit cu mare sinceritate să nu deveniți obsedați de tarot. Pentru că în viață sunt multe alte lucruri care trebuie lucrate din diferite aspecte, din diferite perspective și tarotul este doar una. Plus că dacă acordați mai mult decât e cazul atenție tarotului, vă pierdeți concentrarea pe altele, pe altele. Ia, vreau să aleg acum 3 cărți din seria asta de cărți, ca să vă ajut să alegeți. Am zis, așa spune și titlul, că încercăm să facem o scurtă călătorie în mintea, în mintea lor, a ei, a lui, whatever. Nu știu ce să fac, să fac 3 sau 4. Hai să fac 4. Încerc să fiu mai iute. Uite și asta vrea. Ok. Până acum a ieșit ok. Ar mai trebui un semn de aer. Să vedem dacă iese, dacă nu-l aleg. A ieșit foc, pământ, apă. Ia, haide, aer. Nu, tot apă a ieșit. Nu. Atunci o să-l caut eu, semnul de aer. Așa, care îmi vine la primul semn de aer. Primul semn de aer. Cărți frumoase. Nu văd asta. Am zis eu primul, dar... Așa, ok. Justiția ține de aer. Ok, am vrut Justiția, Justiția ține de aer. Da, am ales-o, că altfel ar fi fost 2 de spade. Și tot o chestie de echilibru, de decizie, moment de decizie. Deci, aveți de ales între aceste 4 cărți. Începem, dragii mei. Ia, stai cum să le țin. Aceasta este prima. Da? Ce scrie aici? 9 de cupe sau 9 de oglinzi, da? Uitați-vă bine la ea. Aceasta este prima. Aceasta este a doua, 3 de monede cu căsuța. Apă, pământ, n-are nicio legătură cu zodia, vă uitați la imagini. Aici e foc, 2 de spirale. Și Justiția, că n-am vrut să aleg 2 de spade, a venit următoarea, am zis, următoarea carte reprezentanta semnelor de aer, a venit Justiția. Deci, alegeți între aceste 4 un număr. Sau 2 sau 3 pentru fiecare persoană câte o carte, dacă în funcție de semnul lor sau nu neapărat imaginea să rezoneze cu ceva care vă sensibilizează când vă gândiți la ei. Da? Puneți pauză, vă alegeți. Okidoki. Acum încercăm să vedem cum gândesc acești oameni în această perioadă. În această perioadă. Pentru că rațiunea, gândirea ține de Mercur. Bine, putem gândi și prin lună, de altfel de gândire intuitivă. Gândirea ține de Mercur și Mercur este foarte versatil, schimbător și acum cu Mercur retrograd o să gândim altfel decât de obicei. Hai să vedem. O să-mi pun și ochelarii, că nu i-am mai pus de mult, da, ca să vă văd mai bine. Da. Bunicuțo, dar ce colți ai? Bunicuțo, dar ce mai ai? Numărul 1, cei care ați ales 9 de oglinzi. 9 de oglinzi. 9 de oglinzi e o persoană. Nu aș vrea să descriu cartea. Dar totuși, dacă tot am zis-o, hai să zic. Pe foarte scurt, cum vine cea mai rapidă idee care bombardează acum mintea. 9 de cupe este o persoană care se gândește la împlinirea viselor și visurilor sale. Nu doar visele de noapte, dar și visurile de zi. Da, se gândește la satisfacțiile sale, se gândește că poate să fie fericită sau urmărește creșterea spirituală, da, prin această dezvoltare emoțională interioară. Hai să vedem cum gândește acest personaj. Hai să le pun. Ok, să nu mă încurce. Cum gândește acest personaj? Numărul 1. Ia uite, s-a oprit la semn de aer, dar nu asta contează. Poate e o chestiune care ține de legalități, de dreptate. Ia să vedem. Mai amestec o dată. Numărul 1. La ce se gândește? Sau cum gândește? Cum gândești, de fapt? Tiparul de gândire. Nu neapărat la ce se gândește. Tiparul de gândire. Încă o dată. De 2 ori. De 3 ori. Au. Ok. Și apoi le tăiem. Le tăiem. O dată. De 2 ori. 3 ori. Okidoki. Deci, cum se vede el sau ea? În acest moment, cum îi vede lumea? Interesant. Vai, ce opusă, ce opusă imagini. Ce nu îi reprezintă în acest moment? Ce este important pentru ei? Ce nu este important? Și ce nu au nevoie în această perioadă. Okidoki. Okidoki. Deci, ce ați ales, vedeți? Aparențele înșală. Persoana în această perioadă, cum se vede ea? Se vede plină de gânduri, la pat, eventual bolnavă, probabil are probleme, probabil își face griji, pierde nopțile. Ca mine, stă, citește, bine, bănuiesc că plânge, nu citește sau nu ascultă alte chestii cum ascult eu noaptea. Bine, așa mi-a fost felul de a fi, să nu mă culc de vreme și nici să mă scol prea de vreme. Dar persoana aceasta, cum se vede? Se vede răpusă la pat, dintr-un punct de vedere, se consumă mental. Este un consum mental în acest moment. O să vedem, o să clarificăm, că asta, cartea asta cere clarificări. Se simte intoxicată, îmbolnăvită de niște gânduri, de niște cuvinte pe care le-a ascultat, nu musai de la voi, posibil și de la alții. Probabil încă este marcată. Pot să fie traume din copilărie, pot să fie traume din relația voastră, din alte relații. Voi nu știți. Cum se vede? Așa se vede. 9 de spade. Îngrozită de gânduri. Își face griji pentru situația care este la nivel colectiv cu COVID-ul. N-ar trebui chiar așa. N-ar trebui, că știm că foarte mult este manipulare. 9 de spade. Absolut îngrijorată. Așa se vede. Nu găsește puterea să se ridice. Nu găsește puterea să se ridice. Interesant, dar zic, aparențele înșală. Cum îi vede lumea? Îndrăgostiții. Minunați, strălucitori, în armonie, ghidați de divinitate, poate că așa și sunt. Însă, din cauza unor probleme, unor decepții, ei în acest moment aici sunt. Lumea vede că sunt într-o situație în care trebuie să ia o decizie importantă. În dragoste, eventual, niște colaborări la locul de muncă, cum îi vede lumea, îndrăgostiții. În primul rând, îndrăgostiții e o carte a echilibrului și a armoniei. Lumea îi vede în armonie. Ghidați de spiritualitate, repet, încercând să-și înțeleagă masculinul și femininul sau acționând câteodată și în direcția masculină sau în varianta masculină și în varianta feminină a lor. Interesant. Ce nu îi reprezintă? Exact asta, gemeni, probabil că aveți marcaj pe semn de aer, unii dintre voi. Aer, gemeni și flăcări gemene, dacă are legătură. Probabil că au marcaj în gemeni acest personaj, aceste personaje în mod special, sau în casa a treia comunicării au niște marcaje intense. Însă, ce nu îi reprezintă? Exact 4 de bâte. 4 de bâte, iar este o carte a echilibrului. 4 e un număr fix. Mintea lor încă nu este în echilibru, încă nu este în armonia despre care am vorbit mai devreme, tocmai pentru că au aceste gânduri cu care trebuie să se lupte, o lecție spirituală pe care și-o asumă, sper, și-o asumă. Ce nu-i reprezintă? Nevoia de stabilitate pentru unii, nu-i mai reprezintă o atitudine foarte jucăușă, nevoia de a sărbători, ce nu-i reprezintă, ciudat. Și este normal, pentru că au multe griji. Când ești în starea asta, ți este foarte greu să ieși afară, să te joci, să te întâlnești cu prietenii, să te bucuri, să-ți atragi oamenii care te pot completa. Ce am zis că este? Ce este important pentru ei? Am zis responsabilități, de-aia își fac și griji. Responsabilități. Eventual important este să învețe, să renunțe, important ar fi să renunțe, că pentru mine e un moment în care trebuie să renunțe, altfel te consumi și se vede. Să renunțe la un job, la o situație acasă, în familie, la o relație de lungă durată, căsnicie, care îi consumă. Important este să dovedească. Important este să dovedească cuiva. Da, am zis că e un moment de decizii. Ce nu-i reprezintă casa, să reprezinte cuiva, să demonstreze cât de asumați sunt. Asta este important pentru ei. Ce nu este important este 9 de bâte. Nu este important să se blocheze, să-și creeze ziduri de protecție, nu este important pentru ei. Și știți cum e? Cum e important? Pentru că n-au învățat lecția, pentru că este un alt nou. Aici este o lecție spirituală. Ei sunt prin proces de învățare a unor lucruri. Dacă nu este important pentru ei să blocheze anumite persoane care le consumă energia și le intoxică mintea, dacă nu este important pentru ei, asta este alegerea lor. Sper că până iese Mercur din retrogradare să învețe ceva. Interesante cărți. Ce nu este important pentru ei? Să mențină aceste ziduri, să mențină aceste granițe, dar, dragii mei, eu acum vorbesc cu voi, nu cu persoana în cauză, că aș fi încercat să o conving, este bine să avem granițe, să nu lăsăm pe ceilalți să treacă, să intre în sufletul nostru încălțat, să nu-i lăsăm pe alții să ne consume în direcții care ne îndepărtează exact de lucrurile esențiale. Da? Lumea îi vede, ok, în echilibru, poate îi vede într-un cuplu. Cum îi vede lumea într-un cuplu? Probabil îi vede într-un cuplu și ei nu sunt atât de fericiți în cuplu. Da, mersi de inspirație. Pentru că e un cuplu totuși aici. Lumea zice că, vai, că sunteți aleși tu și cu X pentru, da, el și ea să fiți împreună. Dar nu e chiar așa. În spatele cortinei, în spatele aparențelor, sunt alte probleme. Și aici este o lecție nouă. E un număr spiritual. Pentru ei nu este important să mențină aceste granițe, dar ar trebui să învețe. Altfel se consumă. Pentru ei este important să meargă mai departe, să împingă, să tragă de această relație, eventual casă. Pentru că acum simt deja, mesajul se complică. Dacă nu este important 4 de bâte, 4 de bâte ce înseamnă un cuplu fericit? Nu e important pentru ei să fie fericiți în cuplu, ci să facă, eu știu, ce au fost învățați să facă. Asta e mintea lor în această perioadă. Ce nu au nevoie acum? Lumea. Să închidă un capitol. N-au cum să-l închidă pentru că nu l-au învățat încă. Pentru mine e un capitol care e o lecție, iar e lumea. E o lecție foarte complexă. Ce nu au nevoie acum? Să nu călătorească prin lume, evident, să nu călătorească peste hotare, într-un fel. Dacă nu este importantă granița pentru ei, la fel. Nu au nevoie să treacă alte granițe. E o subtilitate aici, însă, care cred că ține și de situația care e la nivel mondial, planetar, whatever, da? Ciudat. Ce mai simt? Ce nu am nevoie acum? N-au nevoie să înceapă un nou capitol pentru că nu l-am învățat pe acesta. N-au nevoie să iasă. N-au nevoie să iasă pentru că încă n-au ajuns la capătul puterilor și la înțelegerea profundă a lucrurilor. Despre care v-am vorbit vouă. Hai să clarific. 9 de spade. Clarificăm 9 de spade. Ia uite, spânzuratul. Se sacrifică. Cum se vede sacrificat, victimă. Dar, dragii mei, până nu ajung să primească lumina divină, pot să mai stea așa mult și bine. Se văd legați în această legătură, situație karmică. Poate să fie și la locul de muncă, evident. Nu se pot deplasa, iar deplasare avem sau călătorie prin lume avem și la lume. Casa 12-a, a necunoscutului, dacă își fac griji, se intoxică cu griji și pierd nopțile, cum să dormi noaptea și să primești inspirație divină? Da, cum să primești inspirație divină dacă nu dormi noaptea și îți faci griji? Iar e o problemă, aici, sărăcuții. Ne rugăm pentru ei. Hai să, ia uite, și conflicte. Ce-ar fi să mai clarific? De ce nu este important 4 de bâte? De ce nu este important pentru ei 4 de bâte? Chiar mi se pare foarte ciudat. Alt 4 de bâte! Fantastic! Pentru că n-au primit această inspirație. Asta e, n-am cum să... Mai ales că este carte sub carte. N-au primit această inspirație. Tăi, fantastic cum! Probabil cineva de acasă... Există și varianta asta. Hai să clarificăm. Clarificăm în continuare 10 de bâte. Ce este important... Ia, nu, sunt prea multe. Dăm o singură carte. Ce este important pentru ei? Ce este important? Ia, uite, tot 9! Fantastic! Deci oamenii ăștia mi se par foarte blocați. Este important să reziste la aceste eforturi. Acum văd cartea invers. Altfel, este important să reziste, să stea în picioare, să ducă mai departe, da? Asta e. Nu contează cât de epuizați sunt, dar măcar să învețe lecția. Clarificăm și 9 de bâte. Marele preot. Asta la ce întrebare era? Era la ce nu este important pentru ei. Ce nu e important. A fost clarificat 9 de bâte de marele preot. Nu este important pentru ei spiritualitatea, mai ales, deși ei par, v-am zis, un cuplu fericit. Eu cred că o persoană în cuplu par un cuplu fericit, dar nu sunt. Nu e important pentru ei că nu-și extind granițele, înspre spiritualitate. Ce nu e important pentru ei? să-și învețe lecțiile spirituale, războaiele. Ce nu este important pentru ei? Familia, tradițiile? I s-au obișnuit să ducă mai departe. Spiritualitatea nu e importantă, am zis? Clarificăm și îndrăgostiții, că n-am cum să nu clarific. Okay. 7 de cupe. Cum îi vede lumea? Îndrăgostiți eventual, visând, cu multe opțiuni, în cuplu. Evident că am schimbat mesajul, că acum s-a completat. Și atunci are legătură. Și totuși, nu pot astea. Își complică viața, și deocamdată au de învățat o lecție spirituală. Cum îi vede lumea? 7 de cupe. Că nu sunt în stare să aleagă. Dintre toate opțiunile pe care le au. De-aia. 4 de bâte nu este important pentru ei. Foarte ciudată persoana respectivă. Foarte ciudată. Lumea. Clarificăm lumea. Clarificăm și lumea. Ok. Și am zis că ei ce nu au nevoie acum? N-au nevoie să circule, să comunice, Valetul călătorește, comunică, pe internet, la distanță, n-au nevoie să... N-au nevoie acum. Din punctul lor de vedere, evident. N-au nevoie. N-au nevoie să-și descopere originalitatea, potențialul, un potențial care poate fi explorat la scară largă. Foarte ciudat. Gata, cam atât, o să mai fac. Mi se pare foarte interesant și iar s-a oprit aici. Multe responsabilități. Ciudat, Trec la următoarea. Nu știu de ce apare. Sunt curioasă dacă la filmare va apărea această dungă. Da, eu aici o dungă. Sunt curioasă dacă va apare. Pentru că eu o văd în acest moment. Deci numărul 2. Cei care ați ales 3 de monede. Persoană care vrea să construiască, să colaboreze. Și în primul rând să își asigure stabilitatea. Dar asta așa. Hai să vedem. Cum se vede el ea. Numărul 2. O dată. De 2 ori, de 3 ori. Ce frumos! Foarte frumos. Aici mi se pare total diferit de primul număr. Deci această persoană, cum se vede? Lumea. Se vede deasupra lumii. Într-un fel, ieși din comun, interesant mesaj. Probabil că ei se văd altfel decât lumea, ca ieșiți dintr-o altă lume, dintr-o nouă dimensiune. Au trecut prin foarte multe. Au trecut prin foarte multe. Cum se văd? Că au multă înțelepciune, au învățat multe lecții. Că sunt pe cale, sunt pregătiți să înceapă un nou capitol în viață. Să renască. Mai înțelepți, mai intuitivi. Lumea cum îi vede? Regele de cupe. Sensibili, empatici, plini de compasiune, creativi, tandri, delicați, cu mult potențial de dragoste. Tocmai pentru că au trecut prin foarte multe, sunt niște profesori spirituali. Acești oameni sunt profesori spirituali. Așa-i văd eu, așa-i simt, așa-i mesajul. Și lumea vede că au multe emoții pe care le țin sub control și devin un exemplu pentru cei din jur. Am zis că ei se văd deasupra lumii, nu musai, unii poate că dacă sunt mai tineri să văd că ies în evidență, cei care sunt mai în vârstă și au trecut prin foarte multe. Se văd profesori, conștientizează că acesta e un nou capitol în viața lor în care sunt profesori și ghidează lumea. Lumea este la picioare și ascultă. Dar pentru că sunt blânzi, sunt buni, ce nu îi reprezintă valetul de spade. Valetul de spade e una din variantele pe care reprezintă, e o persoană care spionează, care se ocupă de bârfe, nu îi reprezintă lucrurile astea, nu simt nevoia să discute despre lucruri banale, simpliste, despre ce s-a mai întâmplat pe stradă sau ce au mai văzut la actualități, nu stau să urmărească oamenii, nu. Nu este important să se exprime într-un fel imatur, totuși un valet, da? Nu este important să se exprime într-un fel imatur. Ce nu-i reprezintă, de fapt. Nu-i reprezintă imaturitatea în exprimare, nici agresivitate, pentru că ei sunt, chiar sunt foarte sensibili, foarte empatici. Ce este important pentru ei? Să ajute lumea, să vină, să oferi în acest ocean de dragoste pe care l-au, dragoste necondiționată, pentru mine e cartea dragostei adevărată, da? În acest ocean imens pe care lumea îl simte, pentru că e un ocean, sunt emoții, se simt ca valurile, știi, ca briza mării se simte. Dar important este pentru ei să ia cât o cupă, da? Și nu doar să o țină, hai, vino. Se duc ei în întâmpinarea oamenilor. Consilier, deci aici simt un om și am și fiore și cred că am dreptate, consilier. Și dacă nu sunt, că nu ar fi toți consilieri, nu ar fi toți psihologi, nu ar fi toți artiști care vor să se dăruiască. Cupele sunt foarte artiste, sau artistice, ca și bâtele, dar dintr-o altă perspectivă. Vor să dăruiască din dragostea lor. Au prea multă dragoste și asta vor. Asta e important pentru ei, să dăruiască. Ce nu e important pentru ei? Săgețile lui Cupidon. Nu este, așa simt, bine, sunt multe interpretări la această carte, dar se leagă mesajul oarecum. Săgețile lui Cupidon nu sunt importante pentru ei. În ce sens? Nu vor să captiveze pe nimeni, în mod special, nu vor să seducă pe nimeni, da, Cupidon asta vrea. Nu vor să atragă pe nimeni într-o zonă a sexualității, că e 8, casa scorpionului, chiar dacă sunt cu planete în scorpion, da? Sau un pești sau un rac. Dar nu asta este scopul vieții lor. Că poate se întâmplă uneori. În acest moment văd această carte ca reprezentanta a flirtului. Nu țin musai să flirteze. Dacă lumea îi place din cu totul alte motive. Pentru că au o inimă mare și pentru că sunt înțelepți și știu. Ei știu. Mi se pare superbă această carte. Și ultima, ce nu au nevoie acum? Să se blocheze sau să blocheze accesul oamenilor către ei sau să-și blocheze inima, n-au nevoie, pentru că ei simt nevoia să dăruiască, dar vă arăt încă o dată, simt nevoia să dăruiască. N-au nevoie să blocheze comunicarea cu nimeni. N-au nevoie să aleagă. Pentru că știu, ei știu deja, au lumea la picioare. Hai totuși să clarificăm. N-am decât două, hai să zicem 3 cărți, valetul de spade. Ce înseamnă, ce nu îi reprezintă. Clarificăm valetul de spade. Ce diferență. Două cărți. Deși ar fi trebuit să le las, le-am văzut. Era împăratul și valetul de cupe. Alt valet, da? Și împăratul. Deci ce nu îi reprezintă? Dorința de control nu îi reprezintă împăratul. Nu vor să controleze oamenii și nici să se exprime, nici imaturi emoțional. Sunt foarte, pentru că sunt maturi emoțional. Sunt oameni trecuți prin foarte multe, poate chiar călătoriți prin lume. Școliți, da, să nu, sunt oameni școliți. Măcar doctorat, nu, doctorate nu musai, măcar mastere, mastere. Cursuri postuniversitare, sunt oameni școliți. Sau, eventual, școliți la, eu știu cum se zice, școala vieții, trecuți prin foarte multe. Dar nu poți să fii consilier, să fii profesor, dacă n-ai totuși o școală, măcar o bază. Ok. Da. Ce nu-i reprezintă? Ce nu-i reprezintă? Altă variantă, că am pierdut împăratul și valetul de cupe, să vorbească despre trecut. Interesant. Să vorbească despre decepțiile lor nu-i reprezintă, decât eventual, dacă e nevoie, să dea exemplu cum au trecut ei peste decepțiile lor. Interesant. N-au nevoie să refuze oportunități, da? Pentru că nu vor să fie imaturi. Frumos, frumos, frumos. Superbă. Superb. Ia, 2 de spade. Clarificăm 2 de spade. Și am zis că ce nu au nevoie acum. Ok, ok. N-au nevoie acum. 2 de spade și 6. Balanță văd aici. N-au nevoie acum de acel du-te vino al balanței. Că știți că balanțele uneori până se decid, tot schimbă albă, neagră, dreapta, stânga, XY, da? N-au nevoie de așa ceva. Repet, pentru că ei știu ce au de făcut. Știu ce au de făcut. N-au nevoie să-și blocheze echilibru, n-au nevoie, aha, interesant, n-au nevoie să, aici probabil chiar e o lecție, ia să vedem, așa, hei, am dat drumul la bliț, n-au nevoie să dea mai mult decât primesc. Interesant. Rămâne de văzut dacă au învățat, pentru că sunt foarte doritori să ofere. Foarte doritori să ofere. 8 de băte. Frumoasă, frumoasă etalarea la numărul 1. Frumos mental, totuși. Minte, o minte frumoasă, generoasă, sensibilă, plină de emoții. Probabil ca un mercur în semn de apă. Sau niște marcaje puternice în semne de apă, care îi face foarte intuitivi. Chiar sunt. Chiar sunt. Sunt vindecători. Cu acest cavaler de cupe și rege de cupe, dar cavalerul în mod special, vindecă. Se duce și vindecă. Îți dă medicamente. Dacă ți-e sete, îți dă cana cu apă. Ia să beau și un pic de ceai, da? Da. Îți dă cana cu apă. Dacă ți-e ceai, ce simte? Simte. Lumea știe că e intuitivă persoana. Ce se întâmplă cu tine? Uite, iau o cană de ceai, uite, sunt gălbenele, sunt mentă, cuișoare, la la la, tușești un pic, uite, îți recomand nu știu ce antiviral, plante eventual ceaiuri. Clarificăm 8 de bute. Clarificăm 8 de bute. Gata. Ok, 3 ori. Ce-am zis că... Ce nu e important pentru ei acum? Am zis că 8 de bâte a fost clarificat de judecată. Să judece oamenii. Interesant. Nu este important să judece oamenii. Da, frumos. Așa, știu că sunt multe simboluri la fiecare carte, dar în contextul ăsta așa-i văd. Nu este important să-i judece. Și... interesant, pentru că 8 înseamnă, 8 de bâte înseamnă călătorie, transformare. Judecata înseamnă iar transformare. În primul rând, nu e important să-i judece, pentru că ei sunt deja aici, da? Interesant, vedeți? 20, 21, ei deja sunt la 29, au trecut, au fost judecați. Au fost judecați și nu mai vor să judece pe alții, cum au fost judecați și ei. Apoi, nu este important să se gândească în acest moment, la finalul lumii, la transformarea finală, pentru că se concentrează pe ce au ei de oferit acum în prezent. Pe acest echilibru emoțional, pe vindecare, pe exprimare emoțională, artistică, cum am zis mai devreme. Foarte frumos. Foarte frumos. Așa simt cărțile. Vă rog frumos, spuneți-mi cât a rezonat cu voi. Da, mi se pare interesant, o să mai fac. O să mai fac pentru că am zis, mai ales acum suntem Mercur retrograd, lucrurile se schimbă și mentalul nostru se schimbă. Numărul 3, cei care ați ales 2 de spirale. Semn de foc, mai mult sau mai puțin, nu obligatoriu. Personajul probabil că trebuie să-și facă planuri, să aleagă între 2 lucruri. Poate să fie familia în care a crescut și o nouă familie pe care vor să-și o facă. Între X și Y, 2 cuibușoare, 2 nebunii, 2 pasiuni. Să zicem, asta așa, un plus. Sunt multe înțelesuri la fiecare carte. Hai să vedem. Numărul 3. E drăguț, numărul 3. O dată, de 2 ori. Chiar îmi place etalarea asta. Am consumat un pic la numărul 1. Hai să vedem. Cum se vede el sau ea? Cum îi vede lumea? Iar aparențele înșală. Ce nu este important, ce este important. Aha, trebuț. Oarecum coerent față de primul număr care a fost foarte... să cerea? Ce nu este... ce nu îi reprezintă, ce e important, ce nu este important și ce nu au nevoie. Ha, interesant. Seamănă un pic finalul cu numărul anterior. Dar, hai să vedem. Să fiu atentă, mi-am notat întrebările ca să nu le încurc. E prima oară când fac genul ăsta de etalare. Vă rog frumos să-mi spuneți dacă vă place. Deci, cum se vede ea? Sau el? El mai degrabă. Semn marțian, Marte. Marte în semn de foc, în mod special. Marte în semn de foc, cuceritori, bătăioși. Probabil că fac și arte marțiale. Le place să se bată, să se zbată, să lupte. Să lupte, să câștige. Le place concurența. Da, super. Le place concurența. Sunt și foarte creativi, chiar dacă nu se bat, că poate nu ar fi, dacă fi doamnă, domnișoară, nu ar fi toate bătăioase. Dar... chiar dacă este doamnă domnișoară, în sinea lor se simt capabile să lupte cu provocările. Sunt capabile să-și schimbe viața, într-un mod, să nu uităm, și creativ. Și creativ, nu doar combativ, da? Se simt capabili. Ok, nu iese? Lasă, că fac eu să iasă. Cum îi vede lumea? 4 de bâte. Vesel. Vesel, mai ales dacă sunt și creativi. Vesel, echilibrați. Plin de spontaneitate, de voie bună, am zis vesel, voie bună, tot aia e. Oarecum în echilibru, că sunt 2 personaje. Îi văd oameni plăcuți în public. Oameni plăcuți în public, probabil că unii dintre ei lucrează și în public, mai ales în zona asta entertainment-ului. Așa. Ce-ar mai fi? Cum îi vede lumea? Cum îi vede lumea? Probabil că unora le place să și danseze. Așa simt în acest moment. Cum îi vede lumea? Petrecăreți? Sau i-ar invita la petreceri. Lumea i-ar invita. Nu o să ai. Pentru unii. Poate că unii sunt exact acele personaje de care avem nevoie într-o petrecere, care ne fac pe toți să râdem și să ne schimbăm starea. Și chiar dacă nu sunt așa, pur și simplu aduc voie bună în preajmă. Au un vibe, good vibe. Da, au un good vibe. Și totuși sunt foarte combativi, da? Ce-am zis că este ce nu îi reprezintă. Să fie pământeni nu îi reprezintă, cavalerul de mâneți, să fie înceți, tocmai pentru că sunt foarte iuți. Sunt iuți, sunt rapizi. Probabil că și merg repede, decid repede, am zis să se zbat. Ce nu îi reprezintă? O atitudine așa molcomă, nu sunt precauți, asta nu îi reprezintă. Nu prea-și fac planuri, nu urmează pas cu pas, sunt foarte spontani. Și mie îmi plac. Mie îmi plac că sunt foarte spontani. Nu știu cine e aici, dar îmi plac. Cine reprezintă? Nu construiesc pas cu pas, dar reușesc să fac ceva special. Ce este important pentru ei? Yes! Să iasă în evidență, să conducă, să fie lider, am zis, eventual atrag atenția la petreceri, oamenii cheamă, sunt și combativi, am zis, sunt și luptători, dar oamenii îi plac pentru că au putere. Asta e important pentru ei, să conducă, să fie în centrul atenției, să fie creativ, să aibă o afacere creativă, orice, să se le placă, să o facă cu pasiune. Da? Nu o fac pentru bani, da? Așa cum eu n-am făcut acest canal pentru bani, pentru că îmi place. În fine, să fie cuceritori, evident, să impresioneze, să impresioneze. Ce e important pentru ei, ca lumea să-i asculte. Să le simtă evident, mai ales dacă sunt bărbați, da, și la femei. N-am cum să nu zic și chestia asta. Un vibe sexual foarte impunător, da? Sunt dominanți. Alfa. Sunt genul de oameni alfa. Bărbați, femei nu contează. Și poți să fii alfa fără să fii musai bătăios în față, pentru că lumea nu-i vede bătăioși. Nu, ei sunt în spate. În spatele cortinei sunt. Se luptă, se străduie, se zbat. Da? Și uite, așa este în evidență. Că și regele pe tron nu se zbate. Dar în spate se consumă. Da, se consumă. Așa, ce nu e important pentru ei? Ce nu e important? Să se victimizeze, da. Am găsit cuvântul din prima. Nu este important să se victimizeze. Au trecut prin foarte multe și ei, dar am zis că se luptă să se ridice. Da? Se luptă să se ridice. Nu se victimizează, nu se lasă puși la pământ. Chiar dacă au fost trădări, când ești așa, te trădează lumea. Dar nu vor așa ceva. Și am zis că nu au nevoie acum, nu au nevoie să se blocheze, nu au nevoie să decidă, nu au nevoie să-și blocheze inima, pentru că oamenii îi plac. Pentru că aici este casa 5 a creativității, a leului, a inimii, da? N-au nevoie să-și blocheze inima. Și totuși, hai să și clarific. Clarificăm 5 de bote. Cum se vede el sau ea. Și se vede și camera în ochelarii mei? Yes? Ce se mai vede? Se văd una alta. 5 de bote. Da, uite, am zis, sunt constructori, măi. Se luptă să-și construiască viața. Da? Să renască. Aici o carte foarte intensă. Nu este important să stea la pământ, ci să renască. Și se luptă și construiesc, se luptă cu concurența, da? Aici sunt ei, aici e concurența, invidioșii, da? Se luptă, construiesc. Frumos, 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 îmi place. Și oarecum și eu, cartea spiritualității, totuși o biserică, își construiesc templul interior, da, într-un fel sau altul, al lor. Ies în evidență iar, pentru că sunt și creativi și se luptă pentru așa ceva. Și ei așa se simt. Simt că fac diferența. Ei fac diferența. Și merită. Pentru că au luptat. Clarificăm 10 de spade. Soarele! Și am zis că nu e important, nu e important pentru ei. Așa simt, să se simtă trădați, eventual nu e important, Ce simt acum? Ce nu este important pentru ei? Am zis că nu vor să se victimizeze, pentru că ei consideră această atitudine o atitudine copilăroasă. Nu este important să manifeste, să se manifeste în aceste momente ca un copil imatur, pentru că oamenii care se victimizează au o doză de imaturitate, pentru că ei vor să iasă în evidență. Și de multe ori când ne victimizăm, manifestăm o altă variantă a ego-ului nostru, da? Aici este alta, care vrea să iasă în evidență într-un mod creativ, plăcut, sexy. Clarificăm 2 de spade. Interesant. Interesant. Foarte frumos. Ce nu au nevoie? 8 de spade. Să se blocheze mental, să-și blocheze inima și n-au nevoie să stea în programe mentale, n-au nevoie să se blocheze mental, asta e clar. N-au nevoie să se mintă. Pentru că 8 de spade invers merge către 7. 7 este un personaj care se minte, care fuge. N-au nevoie să fugă de ei. Asta ca un sfat. Și n-au nevoie nici să mintă, pentru că ei oricum radiază. Dar, repet, ei radiază. Așa-i vede și lumea. Asta este și ce e important pentru ei. Eventual, dacă au pierdut un copil, vor să treacă. Nu este important, pot să mai fac. Asta e un mesaj, eu știu, pentru cine o fi, o fi pentru cineva. Pot să mai fac copii sau alt mesaj este, nu este important acum să manifeste un copil până nu se exprimă pe ei înșiși. Interesant. Până nu își vindecă copilul interior. Deci până nu își vindecă acest copil interior, nu este important pentru ei să aibă un alt copil. Pentru cine o fi. Cam atât cu numărul 3. Hai să trecem la numărul 4. Justiția, justice, mat. Mat este extrem de intuitivă. Aici este justiția, are numărul 8. Așa au vrut ei să o pună, numărul 8, e o casă foarte intensă. Eu o să-mi pun cărțile la loc. Numărul 8 este o casă foarte intensă a transformării. Probabil că acest personaj se transformă, începe să-și descopere sau să înțeleagă dreptatea, nedreptatea dintr-o altă perspectivă, mai ales de cuplu. Rămâne de văzut. Nu țineam musai să explic această carte, dar așa un plus de la mine. Justice. Extrem de intuitivă persoană. Hai să vedem cum se vede. Numărul 4. Cum se vede el, ea? Oh, interesant, seamănă un pic cu numărul 2. Ei, băi, deci nu se poate, nu se poate. Ia să vedem în continuare. Foarte mult seamănă cu numărul 2. Extrem de mult. Deci nu pot să, nu vine să cred. Sunt 3 cărți în aceleași poziție ca la numărul 2. A 4-a carte, dar într-o altă poziție. Wow. Wow. Deci numărul 2 a avut primele 2 cărți, Lumea, Regele de Cupe, a 4-a carte, exact aici a fost Cavalerul de Cupe, a avut Valetul de Spade, dar în poziția a 3-a, aici este în poziția a 5-a. Vedem. Deci cum se vede? Iar că iese în evidență. că e deasupra lumii, că a trecut prin foarte multe, că a înțeles o lecție, cel puțin o lecție, un capitol, mai multe lecții, un capitol, da? Că vor să înceapă un nou capitol, vor să se ridice deasupra lumii, cum se văd. Pregătiți să înceapă o nouă, un nou stadiu în viața lor, oficial, că tot a apărut Justitia. Sau îndreptate. Interesant. Și ei scoliți, sau dacă nu pregătiți să se școlească, să-și facă facultățile, eu știu ce, cursuri, sau să călătorească, să simt călătoriți, eventual simt că au călătorit sau că au înțeles lumea din multe perspective. Și cum îi vede lumea? Îi vede echilibrați emoțional, generoși, dar și foarte profunzi, blânzi, delicați, poetici, profunzi, profund intuitiv, vreau să zic că am zis creativ, dacă nu zic acum creativ, altfel de creativitate, nu ca la băte, cum îi vede lumea. Lumea mai degrabă îi simte. Simte acest ocean de emoții și simte că vede foarte puțin, știu foarte puțin din ceea ce poate acest om sau această femeie. Simt că sunt într-o poziție de autoritate emoțională. Oamenii lângă ei își găsesc și ei echilibru, pentru că sunt un exemplu. Și ei știu. Ce nu au nevoie, 4 de bâte. Sau ce mai bine zic, ce nu-i reprezintă. Nu-i reprezintă, mai bine zis. Ce nu-i reprezintă, 4 de bâte. 4 de bâte nu-i reprezintă. Adică nu sunt petrecăreți, nu-i reprezintă chestia asta. Nu se gândesc doar la petreceri, doar la prieteni, doar la dating, doar la întâlniri amoroase, nu se întâlnesc, nu interesează, nu-i reprezintă chestia asta. Evident că trebuie să-mi adaptez mesajul în funcție de context. Ce nu îi reprezintă? Poate că nu sunt nici tocmai extrem de glumesc, pentru că sunt oameni foarte profunzi. Cavalerul de cupe. Ce e important pentru ei? Să se exprime creativ, să-și exprime emoțiile, să fie sinceri, să ofere ajutor, să ofere amabilitate. Probabil mai degrabă femeie aici, dar nu e obligatoriu. Să-și exprime emoțiile, asta e important pentru ei, să-și exprime emoțiile. Ce nu este important, nu este important valetul de spade. Am zis că înseamnă foarte mult cu numărul 2, dar vedeți și la clarificări. Nu este important pentru ei să se exprime imatur, să judece, să atace verbal, să spioneze, să discute despre lucruri mondene, despre lucruri imature, despre lucruri, despre bârfe. Nu e important pentru ei. Și uneori nu este important, interesant mesajul, uneori nu e important nici să vorbească, pentru că ei comunică emoțional și telepatic. A venit un plus de mesaj aici la voi. Și ce nu au nevoie acum? Să jongleze. Nu au nevoie să jongleze între două lumi, între două situații. Nu au nevoie să fie pe muchie de cuțit și să nu știe ce să facă. Nu au nevoie de legături karmice. Ce nu au nevoie? Nu au nevoie să se învârtă în cerc. Nu au nevoie. Vor să iasă eventual din cerc. Sunt conștienți că trebuie să înceapă o nouă lume. Să manifeste o nouă lume în viața lor. Hai să vedem clarificări. Clarificăm valetul de spade. Și am zis că ce nu este important pentru ei. Clarificăm valetul de spade. Haide. Am zis că nu prea vorbește. Clarificăm valetul de spade. Clarificăm valetul de spade. Și iar s-a întunecat. Oh, interesant. Da. Ce nu este important pentru ei? Valetul de spade și Marea Preoteasă. Eu cred că sunt extrem de intuitivi, dar nu vor să vorbească despre secretele lor. Dar nu vor să vorbească. Despre ce nu vor să vorbească? Despre secretele lor, despre lucrurile pe care ei le intuiesc, că sunt foarte intuitivi. Am zis că sunt foarte intuitivi. Nu vor să vorbească. Țin secret. Dar, pentru că lumea nu înțelege, trebuie să aibă un adevărat partener de discuție ca să poată discuta despre alte dimensiuni, despre ceea ce simt, ce intuiesc. Nu e important pentru ei să-și dezvăluie puterile, visurile, premonițiile, nu le descoperă. Adică nu le spun oricui și oricând. Își aleg partenerii de discuție. Sunt maturi. Așa a fost clarificat. Vă rog frumos să îmi confirmați și voi. Și am zis că ce nu au nevoie acum. Ia, 2 de monede. Ce nu au nevoie acum? Clarificăm 2 de monede. Doi de monede. Clarificăm 2 de monede. Wow! Ha! Wow, interesant! Imediat am pus cărțile deoparte. Vreau în primul și în primul rând, în acest context, să clarific lumea. Clarificăm lumea. Nu sunt prea multe. Am zis că încep un nou capitol pentru unii dintre ei. Nu este important. Unii dintre ei vor să iasă dintr-o legătură de lungă durată, dintr-o căsnicie. E un nou capitol. Vor să iasă dintr-o căsnicie, trebuie să o spun. Cum se simt ei. Da, asta e. Vor să se elibereze. Să iasă din această familie. Poate să fie tradiții, cultura în care s-au născut. Vor să iasă din familia în care s-au născut, din cultura, din tradițiile lor. Și unii dintre ei, dacă sunt căsătoriți, vor să iasă din căsnicie. Trebuie să o spun. Pentru că ce nu au nevoie acum? Ei au fost într-un cuplu. Nu musai cuplu divin, da, apare împăratul și împărăteasă. Au fost într-un cuplu, o relație de lungă durată, da? Din care am zis vor să iasă. Pentru că 10 merge către 9, către independență, să înceapă un nou capitol. Și ce nu au nevoie acum? Să jongleze între această noțiune de soț, soție sau bărbat, femeie, în cuplu. N-au nevoie să jongleze între aceste două energii. Pentru că vor să manifeste. Interesant, s-a oprit setul de cărți la altceva. Vor să manifeste ceva nou. clarificăm totuși de ce n-au nevoie de casă în contextul ăsta, de cuplu în care au stat până acum. Hai, clarificăm și patul de bute. A trebuit, vedeți, că uneori trebuie să clarificăm mai mult, alteori mai puțin. Clarificăm patul de bute. Da. Ce nu e important pentru, sau ce nu îi reprezintă, mai bine zis, ce nu îi reprezintă. Discuțiile imature în cuplu. Da? Discuțiile imature în cuplu nu îi reprezintă. Și ce nu au nevoie acum? De manipulări, de jonglări în cuplu. Nu au nevoie de așa ceva. Clarificăm totuși, mai clarificăm regele de cupe. Aici chiar simt nevoia să clarific, pentru că semăna foarte mult cu numărul 2 și trebuia să facem diferența. Și cavalerul de cupe. Trebuia să fac diferența. Ah, cavalerul. Deci, ce e important pentru ei? Țin foarte mult la cineva. Țin foarte mult la cineva. Pentru unii semn de pământ sau semn de apă, cu care vor să comunice emoțional. Țin foarte mult la acest cavaler de cupe. Eventual. Cum îi vede lumea? Mai dăm o carte pentru regele de cupe. Cum îi vede lumea? Evident că mesajul se schimbă acum odată cu clarificările. Se adaugă nuanțe. Nuanțe noi. Clarificăm regele de cupe. Deci este felul în care gândesc acum în această perioadă. Tipul de gândire se va schimba, mai ales când va ieși și Mercur din retrogradare. Asta sunt. Clarificăm regele de cupe. Sunt multe. Clarificăm regele de cupe. Deci cum îi vede lumea? Vedeți, s-a schimbat mesajul. Lumea îi vede încăpățânați. Regele de modele, încăpățânați. Concentrați pe stabilitatea lor, însă, foarte ciudat, că își construiesc o strategie în a-și acumula stabilitatea financiară. Am vorbit de lume, pentru cei care au studiat și și-au făcut niște studii, au avut o strategie anume, 7 de spade, e un bun strateg în a-și găsi poziția în societate și extrem de intuitiv. Extrem de intuitiv. Acum, că nu arată prea multe emoții, este partea a doua. Ideea este că 7 de spade este și un personaj care fuge de emoțiile sale, uneori. Uneori fuge de emoțiile sale ca să-și câștige o poziție specială în societate. Ce nu-i reprezintă? Să discute, am zis, despre cuplu în care sunt, să discute despre lucruri de acasă, nu-i reprezintă. Ce este important pentru ei? Important este să țină la niște principii, totuși, chiar dacă văd că îmi vor să se elibereze de o relație. Dar, repet, există un personaj, trebuie să o spun, semn de apă sau foarte emoțional, pe care și-l doresc. Este important pentru ei. Țin foarte mult la acest personaj, la Cavalerul de Cupe. Pentru că există o conexiune emoțională profundă între Cavalerul de Cupe și Regele de Cupe. Însă, ei, cum sunt văzuți? Repet, încăpățânați, stabili, uneori rigizi și că fug de emoții, dar asta nu înseamnă că nu au. Lumea așa îi vede. Îi vede că fug de emoții tocmai pentru că și le țin sub control. Uneori lumea îi vede manipulator emoțional. Și să închei ce nu au nevoie acum. N-au nevoie să fie într-o stare de nesiguranță, de dubiu, de dezechilibru în cuplu divin, în cuplu divin. Și cuplu divin poate să fie cu totul altul decât cel de acasă. Așa am simțit acum, dragii mei. Sper, sunt foarte curioasă cu cât s-a rezonat. Au fost, pentru că și întuneric, au fost destul de repede făcute și am acceptat primele mesaje care mi-au venit totuși. După cum vedeți, am și clarificat, am încercat să clarific mai mult la unele, mai puțin la altele. Dacă vă place și dacă vreți, mai facem. Cam atât deocamdată. Dragii mei, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, pa! Pa, vă pup!